Sfinte și Mare Arhanghele al lui Dumnezeu Mihaile, care cel dintâi dintre îngeri stai dinaintea treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamului omenesc, care ai zdrobit în ceruri cu oștirile tale capul prea trufașului diavol și rușinezi pururea pe pământ, răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu credință și ne rugăm ție cu dragoste. Fii pavăză nestricată și coif tare Sfintei Biserici și neamului nostru drept credincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți. Nu ne lăsa pe noi, o Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudăm astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult greșit suntem, nu voim să pierim într-o fără de legile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul ca să ne călăuzească spre lucruri bune. Luminează mințile noastre cu lumina feței tale către Dumnezeu, care strălucește totdeauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. Întărește-ne cu harul Domnului voința slabă și dorirea lipsită de vlagă, că întărindu-ne în legea Domnului să încetăm a ne mai primejdui cu cugetele pământești și cu poftele trupești, aplecându-ne după asemănarea copiilor lipsiți de minte către frumusețile de grab pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele veșnice și cerești de dragul celor strigăcioase și pământești. Mai presus de toate acestea, cere de sus pentru noi duhul adevăratei pocăințe, întristarea ce nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, că zilele ce ne-au mai rămas din această viață trecătoare să le cheltuim nu pentru plăcerea simțurilor și hrănirea patimilor noastre, ci după îndreptarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoința curățeniei și bineplăcutele fapte ale milostivirii. Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile acestui trup pieritor, nu ne lăsa pe noi, Arhanghele ale lui Dumnezeu Mihaile, fără de apărare împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de sus, ca păziți fiind prin tine, fără împiedicare să ajungem în sălașurile preaslăvite ale raiului, unde nu este nici durare, nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al preabunului nostru Domn și Stăpân și căzând cu lacrimi la picioarele Lui, cuprinși de bucurie și umilință să strigăm ție, slavă ție, prea iubitul nostru Mântuitor, care pentru prea multa dragoste pe care ai avut-o față de noi nevrednicii, ai binevoit a trimite pe îngerii tăi ca să slujească mântuirile noastre, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îți mulțumesc cu recunoștință pentru împărtășirea
acestei rugăciuni și mărturisirea lui Dumnezeu aici și acum. Abonează-te și distribuie like și share această rugăciune și acest canal tuturor celor ce trăiesc în Dumnezeu cel adevărat. Înmulțește iubirea și lumina pretutindeni în univers. Așa să ne ajute și să ne binecuvinteze bunul Dumnezeu. Amin.